Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează, Părinte, ca să predic. Amin. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ să ierte păcatele oamenilor, zic ție, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Ne aflăm în a doua duminică din Sfântul și Marele Post și așa cum am văzut, această duminică este numită în calendarul Bisericii Ortodoxe Duminica Sfântului Grigorie Palama și Duminica Vindecării Slăbănogului din Capernaum. Aceste două dedicații, am putea spune, dau impresia la prima vedere că, din punct de vedere liturgic, nu ar avea prea mare legătură cu perioada pe care o petrecem. Sfântul Grigorie Palama este un mare sfânt al Bisericii, care a trăit în secolul al XIV-lea, a murit pe 14 noiembrie 1359 și este sărbătorit pe 14 noiembrie, deci nu prea ar avea ce căuta aici. Iar Evanghelia Vindecării Slăbănogului din Capernaum n-am putea spune că are o legătură directă cu postul. Cu toate acestea, dacă Sfinții Părinți au hotărât acest lucru, cu siguranță există motive foarte serioase. Sfântul Grigorie Palama este dascălul rugăciunii neîncetate și teologul luminii necreate, a energiei necreate a lui Dumnezeu, a harului Duhului Sfânt. În secolul al XIV-lea s-a evit în lumea creștină o puternică controversă legată de ceea ce numim lumina necreată, harul lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu, întrucât un învățat teolog din sudul Italiei, din Calabria, pe nume Valaam, profesor la Universitatea Imperială din Constantinopol, spunea că lumina pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o în timpul schimbării sale la față pe muntele Tabor, este o lumină creată. Și atunci, Sfântul Grigorie Palama, care fusese călugăr în muntele Athos, unde se rugase foarte mult cu rugăciunea inimii, în locurile retrase de acolo de unde astăzi se găsește schitul Prodromu, schitul românesc Prodromu, a ajuns apoi arhiepiscop de Tesalonic și mare teolog, îl înfruntă pe acest teolog catolic occidental, spunând că harul lui Dumnezeu este o energie necreată. Teologul catolic era un fin cunoscător al operii Sfântului Dionisie Areopagitu și un foarte apreciat teolog al vremii, dar căzuse pradă teologiei scolastice occidentale, născute în secolul al XIII-lea, în care se încerca ca totul sau mare parte a credinței noastre să fie explicat în mod rațional, să înțelegem totul cât mai bine. Atunci acest Sfânt Părinte s-a ridicat cu toate puterea și cu toate darurile lui, dar mai ales cu experiența de rugăciune pe care a trăit-o el însuși și a combătut pe acest teolog. A făcut o sinteză mare a învățăturii Bisericii Ortodoxe creștine despre harul lui Dumnezeu, care ne este dăruit gratuit de către Dumnezeu și care ne face să fim în comuniune cu Dumnezeu. Au avut loc mai multe sinoade, 3 sinoade la Constantinopol, 2 mai importante, în 1347 și unul în 1351. Iar în urma acestor sinoade s-a hotărât ca învățătură definitivă, ca dogmă a Bisericii Ortodoxe, că harul lui Dumnezeu, energiile necreate, nu sunt create, ci sunt necreate. Astfel,
Sfântul Grigorie Palama a devenit învățătorul care a sintetizat această învățătură, deși era trăită și explicată și de alți părinți dinaintea lui, iar la scurt timp după moartea sa, a murit în anul 1359, iar în anul 1368, la numai 9 ani, a fost canonizat de către biserică, de către Patriarhul Filotei Cochinos, care era un ucenic și un apropiat a acestui Sfânt Părinte, iar tot acest patriarh a hotărât ca duminica a doua din Sfântul și Marele Post să fie dedicată energiilor necreate a lui Dumnezeu și acestui Sfânt Mare Părinte a Bisericii. Deci este numită Duminica Sfântului Grigorie Palama, mai precis Duminica Energiilor Necreate, pentru că dacă prima duminică din post a fost numită Duminica Ortodoxiei, întrucât în această duminică facem amintire de momentul în care, în anul 843, toate învățăturile celor șapte sinoade ecumenice au fost reafirmate în mod public ca învățături definitive ale Bisericii și s-a spus că închinarea la icoane este o învățătură a Bisericii noastre, în duminica imediat următoare, ca o completare și o prelungire a Duminicii Ortodoxiei, se adaugă această memorie, această amintire a unei învățături foarte importante a Bisericii, și anume că harul sau energia care vine din Dumnezeu nu este creată, ci este necreată. De ce este așa important acest lucru? Este pentru faptul că scopul vieții creștinilor, scopul vieții fiecăruia dintre noi, este să devenim Dumnezei după har. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, încât vrea să fim ca El. Ca și creaturi, nu putem fi Dumnezei, dar prin participarea la harul lui Dumnezeu, fiecare om este chemat să devină Dumnezeu după har, să devină sfânt. De aceea, această energie mai este numită și energie sfințitoare, îndumnezeitoare sau divinizatoare. Tot ceea ce face omul în viața sa, din momentul în care primește harul Duhului Sfânt în taina botezului și până trece în lumina Împărăției lui Dumnezeu, este acest lucru, acest demers, această luptă a lui, pentru ca împreună cu harul dăruit de Dumnezeu să ajungă să fie și el ca Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne povestește că atunci când Moise urcă în muntele Sinai să primească tablele legii, atunci când se apropie de Dumnezeu și vorbește cu el, în momentul în care se întoarce de pe munte, cei care îl văd, îi văd fața sa, pielea feței sale strălucind ca lumina. Întâlnirea sa cu Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu, îl face să fie purtător de această lumină. Iar Sfântul Serafim de Sarov, un sfânt rus care a trăit în secolul al XIX-lea, a murit în anul 1833, întrebat de ucenicul și prietenul lui Motovilov, care este scopul vieții, a spus: scopul vieții este dobândirea Duhului Sfânt. Și Motovilov, surprins, îl întreabă ce înseamnă aceasta. Iar în momentul când se uită la duhovnicul său, la Sfântul Serafim, vede la fel fața sa strălucind ca lumina. Acest lucru ne arată că Dumnezeu, care este impenetrabil, de necunoscut în ființa sa, usia, El se comunică prin darul Său, prin energiile necreate. Imaginea folosită adesea pentru a ne ajuta să înțelegem cât putem cu mintea noastră ce se întâmplă, este imaginea unei vaze de apă care este plină, apa începe să curgă din ea, inundând
udând din viață în jurul ei, toți omul și creația se bucură de această apă care este energia necreată a lui Dumnezeu, dar nu putem ști ce este în interiorul vazei, din ce este formată această vază, și aceasta datorită faptului că suntem creaturi și nu putem înțelege pe cel necreat care este Dumnezeu. Energia Duhului Sfânt vine din Tatăl ca dintr-un izvor. Este comunicată prin Fiul Său, prin Mântuitorul Iisus Hristos în care noi credem și este dăruită de Duhul Sfânt, care este persoana cea mai intimă din viața fiecărui om. Așa se face că Sfinții lui Dumnezeu, după rugăciune îndelungată, după post, după nevoință, după smerenie adâncă, ajung să se bucure de această lumină ca un dar și ca o pregustare a împărăției lui Dumnezeu și de aceea, de fiecare dată când îi vedem reprezentați în iconografia ortodoxă, îi vedem având această aureolă, acest nimb de lumină, de obicei făcut auriu, care arată bucuria lor de a ajunge la lumina cea nevăzută din Împărăția lui Dumnezeu. Paraliticul din Evanghelia de astăzi, slăbănogul, este un om paralizat, un om bolnav, care nu se mai poate deplasa singur, nu mai este autonom, nu mai este liber, nu mai poate crea. Și această imagine pe care o avem despre el este imaginea cea mai puternică despre omul căzut în păcat. Sunt două imagini folosite de obicei în Sfânta Scriptură pentru a arăta răutatea pe care păcatul o face omului, și anume boala leprei, o boală care mănâncă carnea omului, cad bucăți de carne din el, și această boală a paraliziei în care omul devine rob al său, rob al păcatului, rob al demonilor. Evanghelia povestește că Mântuitorul Iisus Hristos se întoarce la Capernaum, orașul său, acolo unde, într-o căsuță săracă, locuia ucenicii săi. Sfântul Matei, care istorisește și el Evanghelia, spune că evenimentul se petrece imediat după întoarcerea din Ținutul Gadarenilor, unde vindecase pe cei doi îndrăciți. Hristos devenise celebru în cuvintele de astăzi, era foarte cunoscut. Nimeni nu mai făcuse ceea ce a făcut el, vindecase oameni, spusese lucruri pe care nimeni nu le-a spus vreodată și scosese foarte mulți demoni din oameni chinuiți și posedați. Și deci această faimă a lui face ca atunci când oamenii auzeau de prezența lui, de prezența învățătorului Mesia, veneau repede să-l vadă, să-l asculte. Nu existau telefoane mobile sau internet, dar informația circula din gură-gură, așa cum știți, în statele de la noi. Și Evanghelia ne spune că după 4 zile, foarte multă lume a venit să-l vadă, să-l asculte. Printre cei prezenți, bineînțeles, erau și oamenii intelectuali, învățătorii de lege, farisei, reprezentanții poporului evreu. Și mulțimea de oameni era atât de mare încât ușa casei se blocase și nu mai putea intra nimeni. Și în momentul acesta, un grup de 4 persoane vin purtând pe brațele lor un om paralizat, un om slăbănogit. Și văd că nu pot intra. În loc să renunțe la dorința lor de a-l prezenta pe acest om la doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Mântuitorul Iisus Hristos, ei găsesc o altă cale. Este un lucru demn de învățat pentru noi. Atunci când nu putem merge pe această cale, trebuie să alegem alta,
important să fie una dreaptă și una care să ne ducă la Dumnezeu. Ei fac o probă, dau o probă de inteligență și de smerenie în același timp, întrucât găsesc soluția să leapă acest om, urcă pe o scară exterioară și ajung deasupra casei. Casele sărace din perioada Imperiului Roman din Țara Sfântă erau cel puțin foarte simple, ca să nu spunem mai mult. Aveau o formă cubică, aveau un acoperiș drept, format doar din bârne de lemn pe care se puneau niște țigle mai mari făcute din argilă. Deci faptul că acești oameni reușesc așa ușor să-l coboare pe paralitic prin acoperișul casei, nu trebuie să ni se pară o chestie super complicată. Ei au urcat pe casă, au dat la o parte câteva țigle și cu ajutorul unor frânghii îl coboară pe acest om exact în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Este o imagine care pe de o parte stârnește râsul, pe de altă parte ne amintește nouă oamenilor de un lucru care, din păcate, ni se pare neplăcut, dar care se întâmplă din când în când în familia noastră, atunci când coborâm în mormânt pe cineva cu sicriul, purtându-l cu aceste funii. Imaginea este frumoasă întrucât, din punct de vedere teologic, ne-l arată pe om care, din apropierea lui Dumnezeu, din proximitatea lui de acolo de unde el fusese să fie, a căzut datorită păcatului și a ajuns în pământ, în țărâna din care a fost luat. Lucrul este surprinzător, nu atât pentru noi, cât chiar pentru Mântuitorul Iisus Hristos, care vede la acești oameni atâta inteligență, atâta determinare, atâta prietenie față de acest om bolnav, dar mai ales vede credința lor. Credința lor pentru că dacă au făcut atâtea eforturi, le-au făcut pentru că au crezut din toată inima lor că acest om paralizat poate fi vindecat de Mântuitorul Iisus Hristos. Și pentru această credință mare a lor, Mântuitorul Iisus Hristos vindecă pe acest bolnav, dar nu așa cum se așteptau toți sau cum ne așteptăm și noi. Pentru Mântuitorul Iisus Hristos nu este importantă în primul rând vindecarea trupească, ci vindecarea lui întreagă, integrală. El vrea să-i mântuiască pe acest om și vrea să-i mântuiască sufletul. Și văzându-l spune, fiule, iertate sunt păcatele tale. Evanghelia ne spune, văzând credința lor, Hristos i-a spus, fiule, iertate sunt păcatele tale. În momentul când spune acest lucru, teologii, cărturarii, farisei încep imediat să gândească în mintea lor cine este omul acesta de poate spune așa lucruri. Pentru că doar Dumnezeu poate ierta păcatele oamenilor. Și spunând acest lucru, nu greșesc. Greșesc pentru faptul că nu reușesc să vadă că în fața lor, de fapt, este Iisus Hristos, Dumnezeu și omul. Deși cunoșteau foarte bine Scripturile, deși se pregăteau de atâta vreme, de mii de ani, pentru a-L primi pe Mesia, ei nu reușesc să-L vadă pe Mesia în chipul Mântuitorului Iisus Hristos și nu se bucură de acest lucru. Hristos le citește gândurile și atunci le spune, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor a spune, iertate-ți sunt păcatele tale sau ia-ți patul tău și mergi la casa ta? Spunând acest lucru, El arată că de fapt vorbele pe care le-ar fi spus, iertate sunt păcatele tale, nu pot fi contrazise și nu pot fi verificate de către nimeni. Dar pentru că vrea să le arate că este Dumnezeu, atunci spune bolnavului, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Este pentru prima oară în viața Mântuitorului Iisus Hristos
când pe de o parte spune unui om fiule, ceea ce înseamnă că devine fiul său duhovnicesc, iar pe de altă parte arată această mare șansă pe care o dăruiește oamenilor, și anume că putem fi iertați de păcatele noastre și că raiul din care am căzut nu este pierdut definitiv. Mântuitorul Iisus Hristos spune, dar ca să știți că putere are Fiul omului de a ierta păcatele oamenilor. Nu spune Dumnezeu, spune Fiul omului pentru a arăta că Dumnezeu iartă acestui om în persoana sa umană. Și de aici, de la acest gest pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl face, urmează darul de mare preț pe care îl face oamenilor atunci când, după învierea sa din morți, dăruiește apostolilor și celor care urmează după ei, preoții și episcopii până astăzi, acest mare dar de a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Hristos leagă această iertare a păcatelor oamenilor de credința lor. De aceea, legătura puternică care se face între această Evanghelie și perioada care o petrecem este aceea că postul este prin excelență o perioadă în care omul luptă prin rugăciune, prin post, prin smerenie, prin înfrânare de tot felul, pentru a se apropia cât mai mult de Dumnezeu și a dobândi iertare de la El. Ei bine, această iertare se primește în mod plenar atunci când, după ce ne-am spovedit, auzim din gura preotului, iar eu, cu puterea ce mi-este dată, te iert și te desleg în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și după împărtășania noastră. Această mare șansă pe care o avem venind la biserică în această perioadă a postului este mare în măsura în care credem că spovedania pe care o facem, o facem în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, fiilor, Hristos ne stă nevăzut în fața voastră, iar eu sunt numai un martor. Dacă credem acest lucru din toate puterile noastre, așa cum cei patru prieteni au crezut pentru Slăbănov că poate fi vindecat, atunci și noi putem fi vindecați și noi putem face un mic pas pe calea Sfințeniei, în duhovnicirii noastre, și așa ne putem apropia de lumina cea neînserată a Împărăției lui Dumnezeu. Amin.